Un însoțitor de tren de pe ruta Chișinău-Moscova transporta în Rusia, traversând Ucraina aproape o jumătate de tonă de carne. Marfa a fost reținută la vama ucraineană rusă, transmite agenția News Moldova cu referire la preța din regiune. În timpul controlului, într-un vagon de pasageri și în compartimentul de odihnă al însoțitorului, au fost descoperite genți și pungi de polietilenă pline cu carne, cu o greutate totală de circa 450 de kilograme. Posesorul acestei mărfi s-a dovedit a fi un cetățean moldovean în vârstă de 42 de ani care lucrează ca însoțitor la acest tren.